Avocatul Ciprian Ardelean a susținut joi o conferință de presă prin care a dorit să tragă atenția asupra unui caz cutremurător al unei sătmărence care a rămas văduvă și cu doi copii minori. Pe data de 24 iulie 2019 a decedat defunctul Șichi Alexandru Florin, în vârstă atunci de 40 de ani, răpus de o boală contagioasă cu o evoluție extrem de rapidă numită leptospiroză. Sătmăreanul lucra în condiții cel puțin improprii, fără mănuși de protecție, dar și fără alte echipamente menite a-i proteja sănătatea. Nu avea mănuși, nu avea apă de băut, nu avea măști. Undeva în zona aceea s-a îmbolnăvit. Nu dorim să aducem acuze niciunei societăți. Nu se pune problema. Dorim doar să știm dacă omul acesta a murit din culpa cuiva sau nu, a precizat avocatul Ciprian Ardelean. S-a simțit rău, așa cum v-am spus, leptospiroza este o boală infecțioasă cu evoluție extrem de rapidă și el a decedat pe data de 24 iulie, care este zi de miercuri, pentru că pe parcursul a câteva zile starea s-a agravat, duminică, a sunat salvarea prin serviciu, nu știu care este denumirea lui, dar oricum a sunat la 112 și s-a spus de la salvare că la livada nu se deplasează salvarea decât dacă îi sună medicul de gardă. În aceste condiții, duminică fiind, s-au dus acolo la medicul de gardă, nu contează cine a fost medicul de gardă, care i-a făcut o analiză, adică l-a vipăit puțin pe picioare și l-a ascultat prin haine la spate. După care i-a certat că de ce au venit duminică seara, că duminică seara nici farmaciile nu-s deschise și i-a trimis acasă dându-le o tabletă de Tador și o rețetă medicală fără diagnostic, unde i s-au prescris 3 medicamente. Este vorba despre această rețetă. O vedeți aici, eu nu prezint numele doctorului, că nu are niciun fel de importanță, dar o rețetă fără diagnostic, doar cu 3 antiinflamatoare și calmante. Am sesizat de asemenea că se poate ca și la locul de muncă acestea unde s-a îmbolnăvit să fi fost săvârșite niște infracțiuni sau niște fapte care practic au generat. Nu e normal să te îmbolnăvești de leptospiroză în secolul 21. Profund îndurerată la mai bine de 2 ani de la producerea tragicului eveniment, soția este convinsă că Alexandru Șiche a fost tratat necorespunzător de către medici, întocmind o plângere penală pentru malpraxis. A văzut că nu merge și marți, în ziua de marți, a mers la un alt medic, pentru că acest tratament nu a dat niciun fel de rezultat. Marți au mers la un alt medic, fiind deja într-o stare extrem de gravă, le-a spus că trebuie să se interneze. Astfel, la ora 17 s-au dus la urgență cu un vecin și aici, până a doua zi, când a murit la ora 19, l-au dus de la un spital la altul și l-au ținut, din punctul meu de vedere, mai mult pe coridoare. Spun asta pentru că a fost în două rânduri trimis de la spitalul de la urgență la spitalul de contagioase și de la spitalul de contagioase înapoi. Odată noaptea, la ora 12 și a doua zi la ora jurilor 14:30. Știm mai puține despre ce s-a întâmplat noaptea, dar știm ce s-a întâmplat a doua zi la 14:30, să nu uităm că la ora 17 imediat a și murit. La 14:30, pentru că a fost acolo și soția acestuia, l-au trimis la spitalul de contagioase, au făcut o analiză sumară, în sensul că i-au luat temperatura și au verificat niște chestiuni de suprafață, după cum spune soția defunctului, și l-au trimis înapoi, spunându-i că ei nu știu ce are. Era deja atât de grav încât nu mai putea să stea pe picioare, evident era tot galben la ochi și la piele, absolut vizibil. În aceste condiții în care s-a întors la spitalul județean după acest consult de la 14:30, potrivit certificatului de deces, moartea acesteia a survenit la ora 19. Am făcut raportat la această stare, de fapt, așa cum v-am spus, o plângere penală, pentru că eu cred că dacă ar fi fost diagnosticat corect în timp util, acest om nu ar fi murit și nu ar fi rămas în urma lui o soție supraviețuitoare și 2 copii mici.
Nici Colegiul Medicilor nu a răspuns prompt plângerii penale, întocmită de avocatul angajat de familie. Acesta fiind și motivul pentru care s-a organizat conferința de presă, aducerea cazului de malpraxis în fața opiniei publice, pentru că asemenea situații sunt frecvente, mai ales în ultimii ani și de multe ori nu își găsesc soluționare. De 2 ani de zile, din păcate, nu s-a întâmplat mare lucru. Repet, am sesizat și Colegiul Medicilor, cărora le-am adus la cunoștință faptul că am făcut o plângere penală pentru săvârșirea infracțiunii de omor din culpă prin malpraxis, dar nu s-a întâmplat nimic. Și vă pot spune că, poate că nimic este prea mult, dar vă pot spune că mare lucru nu s-a întâmplat, nu numai că nu avem niciun fel de soluție. Nici măcar nu s-a făcut până în acest moment vreo expertiză în termen de 2 ani de zile să se verifice de către un expert medic, pentru că noi nu suntem medici, evident, dacă există vreo culpă medicală sau nu, și vă pot spune asta cu certitudine, pe de o parte pentru că legea spune că dacă se face expertiză trebuie să ne spună și nouă care sunt obiectivele, evident că nu ni s-a adus la cunoștință așa ceva, pe de altă parte eu am făcut o cerere de participare la efectuarea actelor de urmărire penală. Pe lângă, afară de niște declarații care s-au întâmplat acum mai bine de un an de zile, nu s-a întâmplat, nu s-a făcut nimic. Cred că organele de urmărire penală și cele care ar trebui să fie mai atente la acest fel de categorii de infracțiuni săvârșite prin malpraxis medical sunt mai mult decât delăsătoare. Poate că nu avem specialiști în satul mare, dar asta nu înseamnă că trebuie să trecem cu atât de multă ușurință peste infracțiunea de malpraxis, care, iată, ne lasă urme și copii singuri și femei văduve.